Nu doar pisicile au loc în inimile și casele oamenilor, ci și câinii. Și astăzi vom afla mai multe lucruri despre ei. Haideți să începem. Dacă ai un câine, nu-i da struguri sau stafide, pentru că și cantități micuțe îi pot afecta grav ficatul, iar ciocolata, nucile, macadamia, ceapa gătită sau orice conține cafeină, de asemenea, este foarte dăunătoare pentru ei. În 2003, Dr. Roger Mugford a inventat Wagometrul, un dispozitiv care spune că poate să interpreteze starea de spirit a câinelui, măsurând distanța în care își mișcă coada în stânga și în dreapta. În Egiptul antic, egiptenii aproape că se închinau la câinilor, iar când un câine de casă de-a lor murea, proprietarii își rădeau sprâncenele, își ungeau capul și părul cu nămol și jeleau cu voce tare câteva zile. Puii, dacă sunt născuți prin cezariană, da, se întâmplă și treaba asta, și sunt dați înapoi mamei spălați, curați, se poate întâmpla ca aceasta să îi respingă. Maiașii și astecii puneau fiecare a 10-a zi sub semnul câinelui, iar despre cei născuți sub acest semn se credea că sunt ieșit din comun de buni ca lideri. Iar cei care se nasc sub semnul câinelui, în astrologia chinezească, sunt considerați loiali și discreți, dar temperamentali. Forma feței câinelui adesea sugerează sau poate să indice cât de mult acesta va trăi. De obicei, câinii cu boturile ascuțite lungi, care seamănă mai mult cu lupii, vor trăi mai mult, iar câinii cu fețele foarte plate, cum ar fi buldogii, trăiesc de obicei mai puțin. Laika a fost primul câine și primul mamifer care în 1957, la bordul navei spațiale Sputnik, trimis de ruși, a orbitat Pământul. Din păcate, ea a murit în spațiu, dar fiica ei, Pușnica, a făcut 4 puiuți cu Charlie, terierul președintelui John F. Kennedy. Nu e chiar visul pe care l-a avut Kennedy vis-a-vis de unirea forțelor cu Rusia vis-a-vis de călătoria în spațiu. There is room for new cooperation. La bordul vasului Titanic se crede că au fost 12 câini, se presupune. Din aceea, doar 3 au supraviețuit. Paul McCartney, unul dintre cântăreții din Beatles, a pus în una din piesele lor un sunet pe care oamenii nu-l aud, doar câinii-l aud pentru câinele său. Puii, când se nasc, au 28 de dinți, iar adulții au 42. Cam 42. Câinii aleargă după propria lor coadă din mai multe motive. Curiozitate, teamă, exercițiu fizic, din instinct prădător și cel mai adesea pentru că au pureci. Dacă aleargă prea mult după coada lui, ar fi bine să mergi la veterinar. Și câinii și oamenii visează cam la fel. Iar atunci când un câine dă din picioare, înseamnă că este în starea adâncă de somn și visează. Bătăile inimilor sunt diferite între câini. Cei de talie mai mare au bătăi între 60 și 100 de ori pe minut, ca la oameni, iar cei mai micuți între 100 și 140. 72% din proprietarii de câini cred că animalul lor de companie poate să detecteze când vin furtuni. Iar America este țara care are cei mai mulți câini, 62% din casele americane au un animal de companie câine, asta face ca în America să existe măcar 73 de milioane de câini, dintre care 45% dorm în patul stăpânului lor. Poate observați că nasul câinelui este umed. Acest lucru se întâmplă pentru că nasul lor secretă un strat subțire mucos care ajută să absoarbă mirosul. Și dacă vezi că mai dau și cu limba peste nas, fac acest lucru pentru a duce mirosul în gură. Oamenii au 9000 de papile gustative, pisicile cam 470, iar câinii 1700. Dar simțul mirosului la câine este între 10.000 și de 100.000 de ori mai puternic decât la oameni. Iar auzul este până la de 4 ori mai puternic și urechile lor au undeva la 20 de mușchi pentru a se mișca în toate direcțiile din care ei vor să prindă sunetul. Iar câinele cu ajutorul nasului simte și direcția din care vine mirosul, nu doar care este acesta. Și toate aceste lucruri duc la faptul că simțul mirosului la câine este de 10.000 de ori mai puternic decât la oameni. Astfel că ei pot să fie antrenați să simtă schimbările vremii, să detecteze narcotice ilegale și chiar există câini ca alertă diabetică, simt mirosul pe care un om îl eliberează atunci când nivelul de insulină scade. Cât de nebună e treaba asta, se simtă când ție ți-a scăzut nivelul glicemiei. Atunci când un câine dă din picioare după ce a fost la baie, face acest lucru pentru a-și marca mai departe teritoriul, iar când se pune să se culce, câinele se ghemuiește datorită unui instinct vechi prin care îi încearcă să se protejeze când dorm, apărându-și abdomenul și organele vitale de prădători. Poate că în ziua de astăzi garda cu țepi este doar o expresivitate a modei, dar în timpul Greciei Antice, când a fost inventată, aceasta a fost folosită pentru a proteja câinele
de atacuri din partea lupilor. În China antică, crescătorii de câini erau foarte importanți, iar ultima linie de apărare a împăratului Chinei era un câine micuț pechinez pe care îl ținea ascuns. Câinii folosiți de orbi fac treaba mică și treaba mare la comandă, pentru ca proprietarii lor să știe când să curețe. De asemenea, băieții câini sunt antrenați și să facă pipi din picioare fără să ridice piciorul. Iar acești câini știu când se află în timpul orelor de muncă, atunci când au zgarda pe ei, se comportă profesional, dar când ai zgarda jos, încep să se prostească, să fie jucăuși și plini de energie, joviali. Câinilor nu le place să fie îmbrățișați așa de mult cum le place oamenilor, interpretând urcatul peste corpul lor de către un alt animal ca fiind un semn de dominare. Iar câinii sunt capabili să înțeleagă 250 de cuvinte și gesturi, să nu până la 5 și să rezolve probleme simple de matematică. În medie, fiind inteligenți cam cât un copil de 2 ani, și chiar există un câine care recunoaște 1022 de cuvinte, se numește Chaser. Dacă ai un câine de companie pe care îl lași singur acasă când tu pleci la lucru, lasă-le ceva care miroase a tine, se vor simți mai puțin singuri. Rasa de câine basenji este singura rasă de câine care nu poate să latre. Iar când câinii fac treaba mare, prefer să facă treaba asta fiind paralel cu liniile magnetice ale pământului. Și dacă ești în parc sau undeva în public și te întâlnești cu o tipă, ai de 3 ori mai multe să-ți dea numărul de telefon dacă ai un câine cu tine. Rasa norvegiană de câine Lundhound este singura rasă de câine care are în mod normal 6 degete la fiecare mână și picior, sau la fiecare picior. Așa cum există un primar pisică, există și un primar câine. Pe nume Duke, este primar într-un oraș, Cormorant, din Minnesota. Un studiu făcut la Universitatea din California a descoperit că gelozia câinilor este reală, nu doar pare așa. Ei pot să fie geloși pe alte animale sau pe oameni cărora le arăți afecțiune mai mult decât lor. Câinii nu pot să vadă doar alb și negru, ei pot să vadă nuanțe de albastru, galben și tot ce se află între. Dar cu toate că nu văd toate culorile, aceștia văd mult mai bine decât oamenii noaptea. Câinii de vânătoare pot să urmărească mirosuri care au peste 300 de ore. Atunci când un câine aleargă în cerc, înainte să se așeze, el doar se acomodează cu mediul. Iar dacă ai văzut Ewok-ul lui George Lucas din Star Wars, acesta a spus că i-a făcut după câinele lui de companie. Puiuții de căței se nasc orbi, surzi și fără dinți, sărmanii. În evul mediu, nu doar țăranii trebuia să se ferească de nobili, să se dea la o parte din calea lor, ci trebuia să-și marcheze și câinii, să le pună eșarfe negre la gât, ca să-i țină departe de a se împerechea cu câinii de rasă ai nobililor, aceștia fiind foarte scumpi. Asta a fost tot pentru azi, apreciatorii mei de canine. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Dați un share către ceilalți iubitori de câini. Aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce animale preferați, câinii sau pisicile, dacă aveți un câine, și ce nume i-ați dat sau care este numele vostru preferat pentru un câine. Eu am mers pe Bobby, Bobiță sau Rex. Am avut și un Nero, de fapt, Le mulțumesc celor care susțin acest canal prin Patreon și tuturor vouă celor care lăsați un like. Până data viitoare, eu sunt Alex Cosma, bine o să fiu și după aceea, și atenție, cad mere.